O nouă parcare este amenajată în zona stadionului Gheorghe Hagi. Continuă lucrările de reabilitare pe strada Făgetului după ce a fost decopertat carosabilul. Acum muncitorii toarnă primul strat de asfalt. O parte dintre cei care locuiesc în zonă sunt mulțumiți de lucrări și speră ca acestea să fie făcute în mai multe zone ale orașului. Foarte bine. Era nevoie? De ce să nu fie nevoie? Să fie frumos între aleile, între blocuri, între astea. Dar erau gropi? Vă era greu să parcați mașina? Nu era greu, dar dacă se face frumos, cui nu-i place să fie frumos? Însă alții sunt de părere că lucrările nu sunt făcute cum trebuie. Ui, 4 cm aia contează când o să plouă. Din aici se inundă blocul. Se poate inunda subsolul blocului. Ei nu iau în considerare lucrul ăsta și n-au decopertat acolo. Deci spuneți că trebuia decopertat și apoi asfaltat. Să supraînălțeze bordura acolo, să pună bordura mai înaltă. Deci nu sunteți mulțumit de lucrări? Suntem mulțumit, normal. Nu știu ce să zic. E bine, nu e bine? Probabil. Era nevoie? Cred. Vedeți cam cum arată? Da, dar o să arate și bine. Să dea Dumnezeu. Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere vor continua și săptămâna următoare. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să fie atenți la indicatoarele rutiere amplasate în zonele de lucru și să nu-și lase mașinile în apropierea șantierelor pentru a evita ridicarea acestora.